Statul român oferă 8.000 de lei pentru persoanele care își construiesc o casă sau care doresc să o renoveze. Circa 10.000 de români pot beneficia de bani pentru construirea de locuințe noi sau renovarea cu materiale ecologice prin programul Casa Verde sau Casa Verde Plus. Casa Verde Plus vine și completează și cu subvenții pentru materiale de construcție ecologică, pentru sisteme de izolație a casei cu materiale ecologice. Programul integral are 198 de milioane de lei, dintre care 93 de milioane sunt pentru programul clasic de înlocuire a sistemelor de încălzire și 45 de milioane de lei pentru partea de materiale de construcție ecologică. Pentru persoanele fizice, banii alocați prin program ar putea ajunge pentru circa 10.000 de persoane. O persoană fizică poate primi o finanțare de 6.000 de lei pentru achiziția unor panouri solare care să asigure apa caldă menajeră, adică 100% din costuri. În cazul achiziției unei pompe de căldură, finanțarea ajunge la 8.000 de lei, adică 70-80% din costurile totale, pentru că panourile solare vor putea fi finanțate în proporție de 100%. Asociațiile de locatari nu vor putea încă să acceseze acest program pentru că este o interpretare juridică, din cauza căreia nu o pot face. Lucrăm și la acesta, a precizat ministrul mediului. Conform ghidului aflate în dezbatere publică, proiectele finanțate prin Casa Verde Plus vor include, pe lângă sistemele de încălzire, optimizarea energetică prin folosirea de materiale cu amprenta redusă de carbon, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și sisteme de iluminat ecologice. Potrivit ministrului, românii care vor să acceseze aceste programe trebuie să se înscrie la Agenția pentru Protecția Mediului de pe raza județului unde locuiesc și să întocmească un dosar. Angajații de la Administrația Fondului de Mediu vor analiza dosarul, apoi va fi semnat un contract cu viitorul beneficiar, care va avea la dispoziție un an pentru a achiziționa sistemul și a depune facturile pentru decontare. Finanțarea va fi acordată pe principiul primul venit, primul servit. Persoanele fizice vor putea să se înscrie în programul Casa Verde dacă au înainte de toate domiciliul în România. Totodată, acestea vor trebui să fie proprietari sau coproprietari ai terenului și ai casei pentru care se va instala sistemul de încălzire nepoluant, iar mobilele să nu facă obiectul unui litigiu în instanță, unei revendicări legale ori unei proceduri de expropriere pentru utilitate publică. Alte condiții vor fi ca solicitanții să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale și să nu fie condamnați în trecut pentru infracțiuni contra mediului. Nu este eligibil solicitantului care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale. Apartamente, locuințe aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație după caz, este punctat în proiectul de ordin MMAP. Relatează sărbători alături de tine.ro.